Continuăm frumoasa noastră călătorie în miniseria de trei prezentări, acea frumoasă mărturisire, referire la ceea ce Pavel Apostolului a scris tânărului Timotei, ucenic, despre frumusețea vieții de credință și chemarea aceasta la a trăi frumos. În cele mai descurajatoare împrejurări, și a rămâne suflet frumos, indiferent ce se întâmplă în viața și ființa noastră. De multe ori, observăm mersul lucrurilor și nu avem o explicație de ce se întâmplă așa sau altfel, dar, în realitate o explicație există, o justificare există și când așa cum scrie Scriptura, Dumnezeu se va lăsa judecat, el va demonstra și va dovedi că fiecare lucru care s-a întâmplat a avut o rațiune, nu a fost nimic așa de capul lui. Acum se ridică întrebarea, de ce în momentul în care Isus predica într o mulțime mare de oameni, toți îl îmbrânșeau în toate părțile, de ce numai femeia aceasta a fost vindecată? De ce numai uh, ofițerul acesta roman crede din toată inima în el? De ce numai femeia aceasta sirofeniciană, uh, sub vitriolul uh, disprețului iudaic, Uh, rămâne credincioasă lui Dumnezeu, nu se clintește, nu se clatină în credința și în încrederea ei că Iisus poate vindeca pe fata ei. De ce acesta, de ce acela? De ce acolo pe cruce unul da, unul ba? Uh, de ce unul luat, unul lăsat? De ce unii la dreapta, unii la stânga? Uh, pare că lucrurile merg într-un curs. Uh, aproape fără direcție și necontrolat, dar, dar departe de Dumnezeu, așa ceva. Totul are o solidă și serioasă explicație. Iată, vom merge împreună la frumoasa mărturie pe care a depus-o Mântuitorul înaintea lui Pilat. A vorbit cu frumusețe, a dat frumusețe adevărului, a dat frumusețe suferinței, a dat frumusețe chiar și morții. A dat frumusețe învierii, a dat frumusețe mântuirii, Dumnezeu face orice lucru frumos. Acesta este Domnul. Ioan 18, 37. Pilat îi spune, atunci un împărat tot ești, deci ești împărat. Da, a răspuns Isus. eu sunt împărat. Pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Deci, împăratul adevărului, împărăția adevărului, lumea adevărului, adevărul. Având ca martor viu pe cel care a declarat adevărul, nu ca o anexă sau ca parte a vieții, ci întruparea adevărului. Eu sunt adevărul. Și să urmărim cuvintele acestea. Eu pentru aceasta m-am născut în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Și acum a, avem explicația diferenței. De ce unul luat, unul lăsat, de ce acela, de ce aceea. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Oh -oh. Deci aceasta, aceasta... Era, aceasta era explicația faptului că unul e luat și unul e lăsat. Unul îi spune da Domnului Hristos, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, un altul își bate joc de el. Acesta era lucrul deci, care a făcut oamenii aceștia să primească pe Mântuitorul nostru. A venit la ai săi. E adevărat că sunt ai săi. Dar aici drumurile s-au bifurcat. Unii l-au primit. Iar alții nu l-au primit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar, nu toți, ci tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină ai lui Dumnezeu. Aceștia cine erau care l-au primit? Aceia care nu l-au primit, cine erau? Păi diferența a făcut-o faptul că acestea erau din adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu, ce este cu expresia aceasta din adevăr? O întâlnim pe tot parcursul istoriei, dar în mod spectaculos și bine cristalizat. O întâlnim în concepția filozofilor antici, care declară, de obicei îi se atribuie unuia dintre ei, lui Aristotel, dar de fapt aceasta o întâlnim noi în mai multe instanțe și până în zilele noastre. Și el declară acest mare principiu. Voi urma adevărul, indiferent unde mă conduce el. Adevărul și numai adevărul. Și este foarte posibil ca urmând adevărul și căutând adevărul fiind din adevăr, aceasta înseamnă expresia aceasta, ce, cel ce este din adevăr, este uh, foarte posibil, dacă nu cumva aproape generalizat, faptul că urmezi adevărul până în ziua în care ajungi să-ți dai seama că, de fapt, adevărul uh, răstoarnă tot ceea ce ai gândit, izvodirile minții, orice gând îl face rob ascultării de Hristos, care este adevărul. Cine este din adevăr, ascultă glasul meu. Toată lumea ascultă, dar nu toată lumea răspunde. Atunci când a tunat și când au spus ei că vrea să vedem pe Iisus, Domnule, răspunsul tatălui, mântuitorului a fost, tată proslăvește numele tău, ca oamenii aceștia să creadă. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și unora li s-a părut că a tunat. Cui s-a părut că a tunat și cui, cine a fost cei care au înțeles glasul lui Dumnezeu? Cine era din adevăr? Cine a făcut din adevăr viața lui? Domne, mă interesează adevărul, oricare ar fi el. Chiar dacă adevărul va dărâma tot ceea ce gândesc și cred astăzi. Ce folos aș avea să câștig tot pământul, să am cunos toate tainele și toată știința, dacă refuz adevărul? Ce rost ar avea pentru mine lucrul acesta? Ce câștig aș avea dacă Dumnezeu îmi prezintă cuvântul Evangheliei și chemarea la mântuire? Dar pe mine nu mă interesează adevărul. Cine este din adevăr, ascultă glasul meu, și înainte să mergem mai departe, prieteni iubiți, frați și prieteni, să venim înaintea lui Dumnezeu să-i cerem darul acesta. Doamne Dumnezeul meu! Ajută-mă ca sufletul meu să iubească adevărul, oricât de dureros ar fi, oricât de contrar părerilor mele. Ajută-mă să te iubesc pe tine adevărul întruchipat. Menționam într Menționam într-o întâlnire precedentă cazul faimos al lui Anthony Flew, considerat cel mai notoriu ateu, din care a fost cunoscut. Din ce cauză notoriu? Din cauză că lucrările pe care le-a scris el în domeniul ateismului au informat studențimea de, din anii 50 încoace și a luptat cu sufletul din el și ca să termine până la urmă cu credință în Dumnezeu și să închide ochii credincios. Și atunci lumea științifică, și toți cei care l-au apreciat și pur și simplu l-au divinizat pe Pământ, au considerat lucrul acesta ca o trădare. El a spus poate fi considerat oricum, dar uh, pentru mine un singur lucru a conta pe pământ adevărul. Eu am gândit, am crezut, cum spunea Pavel, zice, eu credeam că trebuie să fac multe lucruri. Împotriva lui Isus eram mânat de un zel turbat pentru datim, pentru astea, dar spune el, zice, adevărul m-a condus în final în prezența lui Dumnezeu. Uh, mi s-a părut uh, sau, uh, absurd totalmente să gândesc că uh, un univers organizat în acest fel și, într-o paranteză fie spus, uh, uh, cum se numește, mapping of the human genome, uh, uh, au, au reușit și au pus genetica uh, umană pe o schemă uh, demonstrată și aplicabilă în toate instanțele, și când a văzut el grafica genomului uman, a spus, domnule, exact ca am Psalm, trebuie să fii nebun ca să gândești că aceste miliarde de cărți și informații care sunt genele noastre au picat aici din întâmplare, s-a oprit, aici mă opresc, mă predau vorba lui Pavel. Cine ești? Cine ești? De aceea a ajuns Pavel să cunoască pe Isus, pentru că era din adevăr. El era convins că ăsta e adevărul. Și astăzi sunt oameni convinși că acesta e adevărul. Nu, cu niciun chip nu s-ar abate de la el atâta timp cât convingerea sufletului lui este că acesta e adevărul. Dar în momentul în care ajunge confruntat cu adevărul, în clipa aceea rămâne fără cuvânt. Doamne, cine ești? Eu sunt Isus. Păi, dar eu am crezut că nu ești adevărat. Eu gândeam așa, eu credeam așa. Acum am văzut ce voiești să fac. S-a predat pe loc. N-a continuat nicio fracțiune de secundă pe drumul lui. Iubiții mei, Dumnezeu a privit și privește asupra sufletului tău și al meu dacă într-adevăr noi am făcut din adevăr dorința supremă, valoarea supremă a sufletului nostru sau dacă nu cumva noi dăm prioritate confortului sufletesc? Ca nu mai mă tulburiu, Bă, care e adevărul cu privire la lucrul acesta? De ce e important așa ceva? Veți cunoaște adevărul, a spus Isus, și numai El vă va elibera. La ce eliberare se referă? Exodul din Egipt a fost o imagine, o ilustrație a Marei Eliberări. E vorba de eliberare din păcat și de eliberare din moarte. Moartea a fost înghițită de biruință în Domnul Hristos. Și adevărul te face liber să poți primi așa ceva. Atâta timp cât uh, sufletul omenesc nu face din adevăr valoarea supremă și căutarea supremă, uh, lucrul acesta îl expune pe om la nenumărate primejdii și înșelăciuni. El niciodată nu va ajunge la realitate pentru că nu are această dorință în suflet. E adevărat, nu am instrumente, nu pot să măsor lumea, nu pot să măsor cosmosul, dar am în sufletul meu dorința aceasta clară, exprimată lui Dumnezeu, dă-mi, Doamne, Dumnezeul meu și condumă la adevăr, indiferent cât de plăcut, neplăcut ar fi acesta, nu, nu confortul mă interesează, ci adevărul. De aceea, în această frumoasă mărturisire pe care a făcut-o El în fața lui Pilat, El ne dă această lege. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și rugăciunea mea și a Ta, așa cum am exprimat-o, este legată chiar de acest lucru. Ajută-mă, Doamne, să fiu din adevăr. În jurul crucii erau fel de fel de oameni. Puțini oameni au fost acolo care veniseră acolo pentru adevăr. Între ei a fost acest har. El s-a oprit din bază, la un moment dat, stai, stai, stai puțin, când a văzut felul frumos în care suferă Mântuitorul nostru și a dat seama că nu este ceva obișnuit. Atunci a, a virat, a schimbat, drumurile celor doi s-au despărțit. O, celălalt vroia să revină în viață, dă-mă dă jos de aici, și el a vrut să meargă în sus. Ia -mă, adu aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. S-au despărțit drumurile lor. Dar acesta a răspuns pentru că el căuta adevărul. Și oricine caută cu adevărat adevărul, oricine este din adevăr, este obiectul bunătății și grijii lui Dumnezeu. Atâta timp cât un om disprețuiește adevărul, atâta timp cât face un, cum spune Biblia, minciunea de postul lui, neadevărul, o, 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 omul sau ființa aceasta va disprețui pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este adevărul și numai adevărul. Astfel că celălalt tâlhar care căuta adevărul a ajuns să vadă în Isus pe împăratul care vine în împărăția lui. Și a fost atât de frumoasă această prezentare, mărturia aceasta pe care a dat-o el pe cruce, atât de frumoasă încât omul acesta n-a vrut să trăiască în afară. Aduți, adu ți aminte și de... Vreau să știu numai că în memoria ta, undeva este un loc în care îți vei aduce aminte, nu-ți cer să mă iei acolo, nu sunt parte, nu, nu îndrăznesc. Să vii sub acoperământul meu, a spus acest centurion roman de adâncă umilință. Dar, spune el, a, 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 promitem că îți vei aduce aminte de mine. Memoria ta, Doamne, a, doresc din suflet să fie activată asupra momentelor care le trăim. Aduce aminte de mine. Ce a despărțit pe acești oameni a fost tocmai ceea ce a vorbit Isus aici. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Poate ne-am întrebat de ce n-am ascultat glasul lui Dumnezeu până acum. Acesta a fost un efect. Cauza a fost, este legată de faptul că noi nu am făcut din adevăr valoarea supremă a ființei și a vieții noastre. Din motivul acesta n-am ascultat. Neascultător de Dumnezeu. E, uh, sau ascultător de Dumnezeu, este legat de adevăr, așa a spus Mântuitorul nostru. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Suntem a, produsul unor tradiții, în orice fel de credință am fi noi și religie în lumea aceasta, suntem produsul unei tradiții. Nimeni nu este vinovat. Că s-a născut într o țară musulmană sau una catolică, sau una protestantă, sau una creștină sau într o țară seculară, nimeni nu este vinovat de lucrul acesta. Acolo s-a născut el. Dumnezeu însă are har complementar și compensatoriu. Acolo unde păcatul s-a mulțit, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Întrebarea bunului Dumnezeu nu este legată de cât adevăr ai. Nu ne-am născut unul colo, unul colo. Întrebarea lui Dumnezeu pentru sufletul tău și al meu este aceasta. Iubești adevărul cu adevărat? Dorești adevărul? Vrei să cunoști adevărul? Mântuitorul spune generației lui, dacă vrea cineva să cunoască cu adevărat, a omul acela, dacă vrea cineva să împlinească ce vă spun eu, omul acela va cunoaște dacă Ceea ce v-am spus este adevărat sau nu este adevărat. Adică, adevărul este o putere care se împletește cu trăirea. El nu este o simplă uh, atitudine a minții sau o informație sau o părere, o, un curent uh, de gândire sau filozofic sau așa. El e, uh, ad în momentul când spunem adevăr, el este împletit cu viața. Și uh, testul adevărului, testul că un om este din adevăr. Uh, nu este uh, mărturisirea de credință sau afirmația, ci este trăirea, dacă el a primit lucrul acesta în viața și ființa lui. Urmăriți lucrul acesta. Pavel întâlnește pe Mântuitorul și Mântuitorul pe Pavel, pe calea către Damasc. Bun, o, oh, gata, foarte bine, mi-am corectat ideile, la revedere, am plecat. Nu! Nu, nu s-a terminat, terminat cu adevărul. Uh, odată ce ai constatat că părerea ta este greșită și că adevărul este opus părerii ta. Nu s-a terminat. Adevărul este o putere care intră în viața și ființa noastră. Și atunci el adresează întrebarea aceasta. Ce voiești să fac? Acum știu care este adevărul, dar dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, dar dacă nu le faceți, nu-i ferice de voi că le știți. Doamne, ce voiești să fac? Întreabă el. Atunci Mântuitorul îl conectează cu biserica lui din Damasc. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. El nu doar că încetează persecuția împotriva bisericii creștine, se întoarce la rabi, unde preda el sau la familia lui sau la tradiția lui și nu mai persecută pe creștini de fel, nu mai auzi nimic. Nu, 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 nu. Aceasta nu înseamnă adevăr. Dacă acesta e adevărul Domnului Iisus Hristos și dacă Biserica lui Hristos este cea adevărată, tu devii parte din ea. Aceasta, aceasta este evidența, iată dovada, iată, iată uh, argumentul că adevărul, cu adevărat, cu adevărat, a devenit o putere în tine. Cuvintele pe care vi le spun eu, spuneam întuitorul, sunt Duh și Viață. Ele se transformă în Ființa noastră. Cine este din adevăr? Ascultă cuvântul meu. Ascultăm o predică, citim o carte, participăm la o slujbă undeva, ascultăm o discuție, o emisiune. În, în toate acestea suntem pestriți, diversi, diverse persoane care urmărim același lucru. Dintre aceștia toți, singurii care văd cu adevărat despre ce este vorba sunt aceia care sunt din adevăr. Când ai venit... Și ești confruntat cu o situație, indiferent ce natură este ea, tu urmărești un singur lucru. Doamne, vreau să știu adevărul, vreau să fiu în adevăr. Și vreau să fiu un creștin adevărat. Acesta este, aceasta, aceasta se ascunde în cuvintele Domnului Isus Hristos. Cine e din adevăr ascultă glasul meu. Nu vine întâi ascultarea. Ascultarea este un rod și un produs al faptului că tu, în adâncul sufletului tău, ai, ai, plantat, ai primit dorința aceasta cu jurământ dumnezeesc, adevărul și numai adevărul, Doamne Dumnezeul meu. Și atunci, e, e, o viața, Va fi așa cum acordăm un radio pe o anume frecvență. Suntem pe frecvența adevărului, așa se numește tema noastră de acum. Suntem pe frecvența adevărului. Și vecinul de lângă mine are radio și celălalt, și toți au acest lucru, dar nu sunt acordați sau sunt pe frecvența adevărului. Numai cei care s-au acordat pe frecvența adevărului vor înțelege adevărul. Celorlalți, spune Biblia, li s-a părut că a tunat. Acum, Mărturia frumoasă pe care o dăm tuitorul lui Pilat conține a doua expresie de mare însemnătate. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Iubiții mei, pe cât de însemnată este cea de întâi expresie, dacă cine este din adevăr ascultă glasul meu, tot la fel de însemnat este cuvântul acesta, parte din mărturia frumoasă a Mântuitorului nostru, din acordarea pe frecvența adevărului. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și aduce evidența, dacă era din lumea aceasta, foloseam mijloace lumești pentru a promova împărăția mea. Nu este din lumea aceasta, nu folosesc mijloace lumești. Acum, și închei, spun, dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci temerile lui Pilat cu privire la competiția lui împăratului adevărului au căzut la pământ. Dacă preoții, cărturarii și farisei ar fi ascultat lucrul acesta, ar fi înțeles că Iisus nu este acolo ca să le ia lor colecta de la templu. Luați-o și colecta și casa vi se lasă vouă. Și... Nu, nu, nu era avea nicio legătură, nu e de aici împărăția mea, nu e de natură, nu e din lumea aceasta. Acum, iubiții mei, trebuie să urmărim un lucru de o deosebită însemnătate. Ce înseamnă împărăția mea nu este din lumea aceasta? Înseamnă că omul lumesc nu este din împărăția lui. Poate să-l cheme creștin, poate să-l cheme frate, poate să-l cheme care zic că sunt iudei, dar sunt o sinagoga satane, poate să fie orice, dar nu. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem noi aici distinge complet și deosebește lucrul acesta. Omul lumesc, metodele lumești, gândurile lumești, purtările lumești, trăirile lumești, nu sunt din împărăția lui. Acesta este cuvântul lui. Împărăția mea nu este lumească nu este din lume. Și acum să urmărim câteva lucruri uh, care ne vor ajuta să înțelegem cu adevărat pe de o parte uh, condiția noastră și pe de altă parte primejdia noastră. Noi ne naștem în lume, dar nu e totul. Ne naștem cu lumea noi. Aceasta e o problemă mult mai serioasă. Dacă am fi în lume, dar n-am fi din lume, uh, nu ar fi niciun fel. De... Mântuitorul a fost aici și este aici, dar nu este din lumea aceasta. Împărăția mea nu este de aici. Problema este că noi nu doar că suntem în această lume și ne-am născut în această lume, ci noi ne-am născut cu lumea noi. Este vreo scăpare? Lumescu în fiecare dintre noi. În unul într-o formă, în altul în altă formă. Cele mai primejdioase sunt formele care par a fi bune, credincioase, cu tare. Multe căi pot părea bune, dar de fapt lumescul nu poate fi biruit decât pe o singură cale. Iată ce scrie Sfânta Scriptură Ioan 16, 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și uh, Oamenii se împartă aici în două categorii. Unii spun, au, dacă Iisus a biruit lumea și noi trebuie să biruim lumea, la fel, deci El este un învățător, un antrenor pentru noi, ne antrenează cum să facem. Nu se întâmplă așa ceva. Niciodată nu se întâmplă așa ceva. Din cauză că lumea este în noi. Lumescul este în noi. Singura cale de a birui lumea este să primim biruința Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va birui după cum eu am biruit. Acest lucru este scris în Cartea Apocalipsei, neînsemnând imitarea lui Isus, ci însemnând acceptarea, primirea în viață, trăirea biruinței pe care a câștigat-o el. Lucrul acesta nu scutește biserica sau adunarea de primești de aceasta. Spune Pavel către Corintenii, în capitolul 3, în prima sa epistolă, la, la versetul 1: Cât despre mine, fraților, țineți minte acest cuvânt, fraților, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Pe păi dacă sunteți frați, cum să fiți? Da. A venit o vreme în Egipt, spune Sfânta Scriptură, în care faraon nu cunoștea pe Iosif. De neimaginat așa ceva. Cum? Dar tu ești, tu ești șeful statului, tu ești conducătorul țării. Tu trebuie să știi istoria aceasta ca pe apă. Și tu trebuie să știi că această țară mai există astăzi pentru că a trăit un anume Iosif aici. Și uite urmele, uite istoria, uite dovada care este acolo. A venit un faraon care nu cunoștea pe Iosif. Sunt niște frații aici, care au venit din lume, dar care s-au întors în lumea lor, așa cum spune Petru, zice, s-a întors la ce vărsase și la asta, la, la noroi, s-a întors acolo. Și acum Pavel spune, zice, am vorbit vouă fraților, acestor frați, ca unor oameni lumești. Și cum se manifestă lumescul acesta în adunarea noastră? Revenim la cuvintele Mântuitorului, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Lumescul nu e parte din împărăția Domnului. Este o alegere, un om este liber să aleagă lucrul acesta, un om este liber să-și investească viața aici, să-și dea viața pentru lume și lumesc. Da, este e libertatea lui la bifurcația aceasta. Dar lumescul nu face parte din împărăția cerurilor. Este această primejdie a sufletului ca să încercăm să trăim lumește și să gândim că suntem partea din împărăția lui Dumnezeu. E rugăciunea aceea a lui Balami, așa de tulburătoare rugăciunea aceea. Nici nu știi, Biblia spune că era ghicitor, ba că era proroc, ba că era ghicitor, adică le-a amestecat pe amândouă. Dar rugăciunea lui, o de -și muri de moartea celor neprihaniți. Cum să mor de moartea celor neprehaniți când tu mergi pe calea celor nelegiuiți? Nu cum. L-au găsit mort amestecat cu cei nelegiuiți. Aici găsim altceva. Cum să poți să fii lumesc și să crezi că ești parte din împărăția lui Dumnezeu? Dacă vorbirea ta este lumească, purtarea ta este lumească, gândul tău este lumesc. Toate căutările tale sunt lumești. Obiectivele, planurile tale, felul cum răspunzi vieții este lumesc. Atunci lucrul acesta nu este nici de cum un anestezic care te face să închizi ochii gândind că ești parte din împărăția celor. Este o alarmă, este ceea ce face durerea în corp când doarem. și îți dai seama că organul este bolnav. Aceasta, aceasta este menirea. V-am vorbit ca unor oameni lumești fraților, spune Biblia. Pe neobservate alunecăm în lumea din care am venit, pas cu pas. Și lucrurile care altădată ne-au produs oroare și silă și scârbă au ajuns să fie reconsiderate, au ajuns să fie cumva botezate și au fost aduse înapoi în Biserică. Dacă Biserica a venit din lume, lumea a venit după ea, acolo, zice în Apocalipsă, a vărsat multă apă după femeie. Lumea și lumescul au prins pe frați. Așa spune Biblia aici. Fraților v-am vorbit ca unor oameni lumești. Cum arată așa ceva? Pentru că tot lumești sunteți, spune el 1 Corinten 3.3. Tot lumești? Păi noi am crezut că am scăpat de lumesc. Da, ați venit în biserică, da, ați venit cu lumesc în voi. Niciodată n-a avut loc acea naștere din nou sau întâlnirea aceea personală cu Dumnezeu, acea transformare, acea confruntare cu adevărul în fața căruia se prăbușește orice fel de edificiu al minciunii este pulbere, este la pământ. Adevărul ajunge să domnească. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. S-a întâmplat o spălare a vasului pe din afară, adică maniere, comportament, ne-am încadrat în niște ritualuri, dar nu s-a produs transformarea aceea la un Despre aceasta scrie Scriptura, tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt răzvrătiri, zavistii, sunt certuri, între voi ceartă, în biserica lui Dumnezeu, păi n-am venit noi de la ceartă din lume, n-am venit noi de la răzvrătire, de la rebeliune din lume, nu de acolo venim noi, nu înseamnă asta lumesc și Pavel spune zice, când sunt aceste lucruri între voi, uh, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul uh, celorlalți oameni, lumești, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Este un gând care ne face să ne întrebăm ca și ucenicii la masă. Nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva în sufletul și în lucrarea mea sunt un om lumesc? Nu cumva gândurile mele și tot ceea ce inspiră sau animă chiar predica pe care o țin sunt lucruri lumești? Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima. Vezi dacă sunt pe o calerea. Dumă pe calea veșniciei. După mine, eu cred că e o cale bună. Multe căi pot părea bune. La urmă, se văd că duc la moarte. Tot lumești sunteți. Și iată testul. Iată testul. Sunt revolte între voi, sunt răzvrătiri, sunt certuri între voi, sunt dezbinări între voi. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul lumii. Acesta este testul. Am văzut la o emisiune că. Aveau trei vase cu smântână, cumpărată de la magazin, și uh, doctorul specialistul spune putem să avem uh, smântână adevărată sau putem să avem una falsă care imită gustul, dar de fapt e altceva făcută din uh, amidon, din alte lucruri și uite avem aici un test și a luat un, o substanță și a spus noi punem substanța aceasta în toate trei cea adevărată rămâne așa cum este cea falsă imediat se va face albastră spre violet unul dintre cele trei vase s-a făcut imediat albastru spre violet aceasta este falsă aceasta a fost făcută ca să imite adevărul. Lucrul acesta, să zicem, nu, cineva nu a murit, că a mâncat din asta cu amidon și așa mai departe, nu e bună, dar da, dar n-a murit. Însă, atunci când lucrul acesta se întâmplă în credință, când un om trăiește cu părerea că este parte din împărăția lui Dumnezeu, dar de fapt el este lumesc, lucrul acesta are consecințe mult dincolo de ce poate avea o astfel de smântână falsă. Când ziceți voi, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Ap nu sunteți voi oameni de lume. Uitați-vă, iubiții mei, ce divizări și sfărâmări în Biserica Domnului nostru Isus Hristos și fiecare cu tradiția lui, cu ritualul lui, cu părerile lui, aceasta înseamnă lume și lumesc în sufletul tău, tu ai un singur centru, centru este Hristos. Tu de aceea trăiești în lumea aceasta. Tu reprezinți, tu porți chipul lui Dumnezeu pe pământ. Și toți aceia care umblă în același fel, pretutindeni în lume, toți aceia sunt parte din împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Pavel și fiecare dintre noi, ne întrebăm, Doamne, ce să fac? Cum să scap? Ce trebuie să facă un om ca să ajungem aici? Dă-ne această apă totdeauna, dă-ne această pâine ca să nu mai fie... Să ne... În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Nu Lumea din noi, lumescul din noi, nu poate fi răstignit. Răutatea noastră, mândria noastră, răzvrătirile noastre, disprețuri, bajucura, toate nu, nu, acestea nu se rezolvă prin psihologie sau prin metode de un fel sau altul. Acestea pot să, să rezolve partea de afară a paharului, maniere și așa mai departe, dar nu schimbă natura sufletului. Și Pavel spune aici, prin crucea lui Hristos, lumea din mine, lumescul din mine, este răstignit. Și lumea din afara mea, care încearcă și se dorește a fi o tentație și o ispită pentru mine, este răstignită față de mine. Doar și numai doar prin crucea lui Hristos. De aceea el îi spune lui Timotei să te ferești de bazmele lumești și băbești. Întreabă-te, nu cumva ai un bazm acesta, nu cumva e o poveste, I I I I repet pe Isaia mereu, nu cumva am o minciună în mână, nu cumva am o minciună în cap, o idee, că nu cumva am o minciună în practica mea, nu cumva am o minciună în biserica mea. Este adevărat lucrul acesta? Ai verificat așa ceva? Oamenii au numărat picioarele paianjenului după mulți ani de zile, pentru că le numărase Aristotel pentru ei și până când a ajuns la, la Marc, omul acesta, când a, a numărat, a, a găsit că nu este așa. Dar lumea a dormit secole întregi pe baza acestui lucru. Pavel gândea că tradiția lui trebuie să fie însuși Dumnezeu. Înțelegerea lui, toată lumea trebuie să fie cum gândește el. Și deodată se pomenește la confruntarea cu adevărul că totul se răstoarnă și nimic nu rămâne în picioare. Am dărâmat lucrurile care au fost înainte, spune el, și pentru că le-am dărâmat, am să le zidesc chiar și acum. Am venit din lume, Dumnezeu m-a eliberat de lumescul din mine, nu mă voi întoarce înapoi în lume și în, în lumesc, în locul în care am venit. Fiindcă, în aceasta se găsește ascunsă o primejdie cumplită. Cineva nu revine niciodată la forma inițială, la cea în care a fost el când a devenit creștin. Nu! Și Biblia spune, va lua cu el încă șapte duhuri mai rele decât el, starea de pe urma omului acela devine mai rea decât cea din tâi. Acest lucru se verifică în multe cazuri, pe care unele dintre ele le-am cunoscut personal. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Două mari lucruri. Cine este din adevăr, ascultă glasul meu și doi, împărăția mea nu este lumească, nu este din lume. Păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecările lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Ferește-te de vorbării goale și lumești, Că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Aici duce lucrul acesta. Nu venim noi din lumea în care am înjurat pe Dumnezeu, am blestemat, am spus cuvinte care n-ar fi trebuit spuse niciodată, fapte care n-ar fi trebuit făcute niciodată. Este rușine să, și să spunem, menționează Pavel, ceea ce s-a întâmplat în lumea din care am venit. Dacă am venit în, în locul acesta. Biblia spune, ferește-te ca nu cumva să te întorci înapoi pe drumul Egiptului pe care ți-am spus, să nu te mai întorci niciodată în locul acela în care ai, din care ai venit. Și în epistola către evrei ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu direct la subiect, la acest capitol, împărăția mea nu este lumească, nu este din lumea aceasta. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca e sau care, pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Dar ce e cu lumescul acesta? Păi iată ce este cu lumescul acesta. Îl face pe un om să vândă, să-și vândă sufletul pentru ceva. Ce preț are viața? Am întrebat uh, uh, un grup de tineri. Uh, unul a spus una, unul a spus alta și am spus nu, întrebarea este un mare nonsens viața nu e de vânzare în momentul în care am vândut-o nu contează pe ce am vândut-o a dispărut, a pierit, a murit în momentul acela deci nu are sens să discut că, ca și cum aș vinde o mobilă sau un scaun pe o sumă de bani și am această sumă de bani. Nu mai am scaunul, dar am sau mobilă aceasta sau mașina aceasta sau pământul ăsta, dar am valoarea lui aici. Nu. Asta nu se întâmplă cu viața. Un om dacă ar câștiga tot pământul, a spus Isus, dar și-a pierdut sufletul, pentru că în procesul câștigării Pământului sau procesul câștigării uh, lumescului și a lumii în care suntem uh, este de fapt pierderea sufletului. De aceea scrie aici, pentru o mâncare și a vândut dreptul de întâi Asta face lumescul dintr-un om. El nu mai distinge uh, ce este al lui Dumnezeu, ce e sfânt, ce nu este uh, ce e sacru, ce, ce nu e sacru. Numai, numai, este o continuă confuzie în toate lucrurile și până la urmă, se reversează sistemul de valori și ceea ce era rău și negativ este privit ca pozitiv și bun, ce e rău în asta, și ceea ce era bun și înțelept și sfânt este privit cu bat jocură, așa cum spuneam de omul acesta care asculta pe predicatoarea aceea prezentând cuvântul lui Dumnezeu și își bătea joc de ea în timp ce Dumnealui însuși era complet o jocură din toate aspectele. Acolo duce acest fel de viață despre care vorbește Biblia. Doamne, întoarcerea în lume nu este un șoc, este o alunecare ușoară. Păcatul înfășoară, spune Biblia, atâta de, ușor, de lesne, de ușor, de imperceptibil. Înfășoară așa de lesne, să dăm la o parte, spune Biblia, orice piedică și păcatul care înfășoară așa de lezne, ca să nu ajungem pe urmele omului acestuia lumesc, care a ajuns în final să vândă dreptul lui de întâi născut. După ce a vândut, a înțeles prețul. După ce și-a vândut dreptul de întâi născut, a înțeles unde duce drumul lumescului, omului lumesc. Aici duce drumul acesta la totala disprețuire, a lucrurilor duhovnicești, a adevărului etern și înlocuirea lui cu, cu iluzii. Știți că mai pe urmă, spune versetul 17 din Evrei 12, știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Nu? Nu. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să schimbe nimic. Ce n-a putut să schimbe? N-a putut să schimbe sufletul lui desfrânat și lumesc. El a, el a plâns consecințele umblării acesteia Care s a manifestat în vânzarea sau vinderea dreptului de născut, A plâns consecințele, a înțeles catastrofa aceea Dar nu s-a produs niciun fel de schimbare n a putut să schimbe nimic Pentru că niciodată nu a, a mers pe calea pe care l-a, la pe care l chemat Dumnezeu Și pe care a mers fratele lui Fratele lui era din adevăr și căuta adevărul, el căuta plăcerile, căuta confort, căuta altceva. Fiecare, sigur, că a ajuns acolo unde a plecat, dar, dar Iacov a spus, nu, eu, eu nu plec de aici până când tu nu vei uh, așeza adevărul în viața mea, până nu mă vei binecuvânta. Uh, nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume, pentru că, dacă se întâmplă așa ceva, veți pierde credința în dragostea lui Dumnezeu. Care dragostea lui Dumnezeu? Ce e asta? Nu se mai vede nimic. Erodează progresiv, neobservat, subtil, până acolo încât un om ajunge să se îndoiască complet de dragostea lui Dumnezeu. Cine este cel care a biruit lumea? Întreabă Ioan 1.55. Dacă nu cel ce crede, Că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În contextul acestui cuvânt, într o lume întreagă, întrebând în cine, până la urmă, cine este cel care a biruit lumea, răspunde Evanghelia, cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În mărturia frumoasă a lui Isus către Pilat, există un episod în care Domnul Isus Hristos îl îndeamnă pe Pilat să stea pe picioarele lui, să aibă propria lui credință, propria lui convingere. Și îl întreabă așa în Ioan 18, 34, de la tine însuți spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții? Părinții, tradiția, cum ai pomenit, sau biserica unde ești, e convingerea ta, e descoperirea ta sau tu mergi pe mâna altora? Acest lucru îl accentuează Mântuitorul în frumoasa lui mărturie și ne cheamă și pe noi, pe fiecare în parte, să mergem pe urmele aceluia care a mărturisit acea mărturie atât de frumoasă. Tendem înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Isus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din pont, Tendem să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul Domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Acesta este cuvântul Tău, Doamne, și Te rugăm din toată inima noastră să faci din viața și ființa noastră parte din împărăția Ta, care nu este lumească sau din lumea aceasta. De asemenea, Doamne, să faci din noi oameni ai adevărului și din adevăr și să ne ajuți, Tatăl nostru, să punem adevărul mai presus de orice. Ne închinăm înaintea celui care a spus, eu sunt adevărul, eu sunt calea, eu sunt viața. Amém.